Am ajuns, deci, la lecția 5. Să nu încercați să notați toate versetele, fiindcă voi trece prin multe astăzi, dintr-un motiv anume. Înțelegerea acestor aspecte mi-a deschis ochii mei cu privire la importanța rafinării. Mesajul pe care îl voi împărtăși este profetic, dar voi folosi multe versete ca argumente sprijinului. Vom rămâne mai ales în cartea Maleahii și în Eremia. Sunteți gata? Maleahi a scris mesajul lui cu 400 de ani înainte de nașterea lui Isus. Israelul a traversat o perioadă de tăcere între Maleahi și Ioan Botezătorul. Cred cu tărie că Maleahi a scris o carte profetică despre vremurile Noului Testament. Gândiți-vă însă că el nu avea terminologia Noului Testament. Nu se știa pe atunci ce înseamnă a fi Sfinții de Hristos. Îl veți vedea, deci, încercând să-și articuleze viziunile cu ajutorul unor termeni din Vechiul Testament. Țineți minte aceasta. Haideți să începem cu Maleahii 3 cu 1. Iată, priviți, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea mea înaintea mea. La cine se referă? La Ioan Botezătorul, nu-i așa? El a fost mesagerul trimis să pregătească o cale pentru Domnul. Dacă ne uităm în Cartea Matei, Isus vorbește despre Ioan Botezătorul când ucenicii și-au dat seama că, în sfârșit, El era Mesia, când coborau de pe munte, uluiți de cele petrecute, în urma schimbării la față, ei au zis că, potrivit profeților, Ilie trebuia să vină mai întâi, iar Isus le-a spus că Ilie a venit deja. Biblia spune că ei nu știau că vorbea despre Ioan Botezătorul. Apoi le-a spus că vine Ilie, ceea ce arată că va mai fi un Ilie înainte de a doua venire a lui Isus. El vorbește despre acea persoană, nu doar despre ziua cea mare, și despre prima venire a Domnului, ci despre ziua aceea teribilă. Acest al doilea Ilie reprezintă o ungere peste un grup de oameni, iar eu cred că mulți dintre ei vor fi tineri. Da? Voi turna din Duhul meu, fiii și fiicele voastre vor profeți. Eu cred că înainte de a doua venire a lui Isus vor fi mii de asemenea profeți pe care Dumnezeu îi ridică pentru a pregăti calea Domnului. Și deodată va veni la templul său Domnul pe care îl căutați nu pentru templul lui, ci la templul lui. El vine după noi, a doua oară. El vine la noi, dar cum anume? Continuați să citiți. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el, căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia nălbitorului. Căci el va fi ca focul topitorului, care rafinează metalul, și ca leșia nărbitorului. Să merge mai departe, el va ședea, va topi și va curăța argintul sau aurul, arzând gura. Va curăța pe fiii lui Levi. Acum, cine sunt leviții? Preoții. Ce a spus Petru? Voi sunteți împărați și preoți pentru Dumnezeu. Deci autorul nu are limbajul necesar pentru a spune că el îi va purifica pe sfinți. Va curăța pe cei ce sunt creștini. Va curăța pe fiii lui Levi, rafinându-i ca pe aur și argint, ca să poată aduce iarăși Domnului jertve plăcute. Petru spune că noi suntem o preoție care aduce jertfe spirituale lui Dumnezeu. Deci Maleahi vede vremea noastră. Înțelegeți ideea. Autorul spune mai departe, atunci Domnul va primi din nou jertfele care îi sunt aduse. Vedeți deci că există aici o mică problemă. Este multă zgură în biserică înainte de a doua venire a Domnului, iar ea trebuie îndepărtată. Da? Ce a spus Pavel lui Timotei? Când zgura dispare, devii un vas pe care Dumnezeul poate folosi. Nu uitați că Isus a spus, mulți chemați, puțini aleși. Eu cred că sunt mii, dar ce spun eu, sunt sute de mii de bărbați și de femei care au chemarea de a umbla în ungerea lui Ilie pentru a pregăti calea Domnului. Dar mulți sunt chemați și puțini aleși. Cine sunt cei puțini care vor fi aleși? Cei care cooperează în perioada pustiei și care nu luptă împotriva ei. Haideți să citim mai departe. Atunci vă voi aduce la judecată. Dumnezeu vorbește aici. Nu uitați că judecata începe în casa lui Dumnezeu. Nu vă gândiți la condamnare când auziți judecată. Cuvântul judecată înseamnă decizie. Ce se întâmplă la o judecată? Judecătorul ia o decizie. Știți ce hotărăște Dumnezeu? Ești potrivit pentru a mă sluji? Ești potrivit pentru slujba mea? Fiindcă hotărârea aceasta trebuie să înceapă în casa Domnului. Atunci vă voi aduce la judecată, căci oamenii aceștia nu se tem de mine. El spune că în biserică sunt mulți care nu au frică de Domnul. Spune Domnul. Să continuăm. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Da? Eu uimitor ce Evanghelie predicăm acum în America, de parcă Dumnezeu s-ar fi schimbat. Parcă el ar fi fost un Dumnezeu rău și apoi, dintr-o dată, a devenit unul foarte amabil, care aprobă orice facem noi. Întoarceți-vă la mine. Cu alte cuvinte, ați fost departe și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul știrilor. Voi, voi trece acum la versetul 13. Urmăriți. În următoarele versete, voi identifica trei tipuri de oameni. E foarte important să înțelegem că Dumnezeu vorbește aici despre trei grupuri de oameni, altfel nu vom pricepe despre ce e vorba în pasaj. Iată primul grup. Ați spus lucruri îngrozitoare despre mine, zice Domnul. Și mai întrebați, ce vrei să spui? Ce am zis noi împotriva ta? Voi identifica acest grup ca pe cel al cârtitorilor, da? Ei se plâng unii altora cât de rău le merge în pustie. Ok? Ei se plâng și veți vedea imediat ce anume spun ei. Ați zis, Aici este plângerea lor. Degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile Lui? Sau am încercat să arătăm Domnului oștirilor că ne pare rău de păcatele noastre? Iată afirmația următoare, care cuprinde toată plângerea lor. Acum fericim pe... Aici avem al doilea grup de oameni, pe cei trufași. Aceștia sunt oameni răi care nu au nicio relație cu Dumnezeu, da? Acum ferici pe cei trufași sau pe cei necredincioși. Da, celor rele merge bine, dar ei îi spitesc pe Dumnezeu și scapă. Da, veți observa acum că acești oameni vorbesc între ei despre aceasta, dar vă voi arăta altă situație în care Dumnezeu abordează în mod diferit plângerea cuiva și anume pe cea a lui Ieremia. Să trecem mai departe acum. Găsim pasajul în Ieremia 12. Profetul a avut parte de multe prigonieri, nu-i așa? A fost respins, liderii națiunii erau mereu pe urmele lui, preoții erau la fel. În cele din urmă, Ieremia îi spune Domnului, Doamne, Tu îmi faci dreptate când aduc un caz înaintea Ta. Lasă-mă de să vin cu plângerea aceasta la Tine. Mai întâi îl laudă pe Dumnezeu zic, când Tu te îngrișești întotdeauna de mine, nu-i așa? Dar iată ce urmează să spună după aceea. El zice, de ce propășește cel rău? De ce sunt fericiți cei mișei? Citiți mai departe, pasajul e uimitor. I-ai sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Cei drept ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. El zice, de fapt, nu pricep, eu te slujesc, trec prin toate aceste greutăți, prin experiența pustiei, prin persecuție și nenorocire. Și iată pe oamenii aceștia, ei nu te slujesc, Doamne, dar Tu îi binecuvintezi. Iată acum ce răspunde Dumnezeu lui Ieremia. El zice, hei Ieremia, dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Cu alte cuvinte, Ieremia, capul sus, situația se va înrăutăți și mai tare. Asta îi spune Dumnezeu. El nu îi spune, o, oh, Ieremia, băiatul meu, îmi pare atât de rău că treci prin toate astea, oh, știu că te persecută fără încetare. Dumnezeu spune, hei băiete. Întărește-te, fiindcă va fi și mai rău. Dacă te împiedici sau cazi pe loc drept, ce vei face în desișurile de lângă Iordan? El spune, de fapt, încă n-ai văzut nimic. Nu este uimitor faptul acesta? Nu s-a răutățit situația lui Ieremia? Oho, puteți fi siguri că da, nu-i așa? A fost aruncat în temniță și nu numai. Să trecem peste câteva capitole. Lucrurile s-au înrăutățit. Acum Ieremia începe să vorbească mai apăsat cu Dumnezeu. El spune mai întâi, mai întâi laudă pe Dumnezeu. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne, Dumnezeul loștirilor. Partea aceasta cuprinde flatarea, nu-i așa? Iată ce spune apoi. N-am șezut, aici se laudă singur, n-am șezut în adunarea celor ce petrec ca să mă veselesc cu ei. Am fost un om evlavios, de frica puterii tale, am strigat singur la o parte, căci mă și de mânie. Parcă ar spune, iată cât de bine te slujesc, Doamne, Priviți ce orbează. De ce durerea mea e continuă și rana mea de nevindecat? Mă pot opri aici o clipă? Poate tu sau alt cunoscut de al tău vorbiți o altă limbă decât româna? Doriți și alte învățături inspirate ale lui John și Lisa Biblia? Vizitați cloudlibrary.org Acolo găsiți materiale, video și alte resurse care pot fi descărcate gratuit. Alegeți limba, alegeți resursa dorită dintr-o bibliotecă vastă, cărți electronice, mesaje video învățătură și cărți audio, emisiuni TV, Biblia și altele. Aflați mai multe pe cloudlibrary.org. Țineți minte că v-am împărtășit cum am retrogradat cu trei trepte la biserica mea, nu-i așa? Nu știu cum să vă descriu sentimentul, dar am trăit apăsat de durere. Mă trezeam și simțeam durerea. Mergeam la birou, la biserică și vindeam programe prin satelit, dar în tot răstimpul când vorbeam la telefon, simțeam durerea serveam prânzul însoțit de durere. Mergeam acasă la fel. Mă duceam la culcare simțind durerea, spune el. Când Ieremia vorbește despre durere continuă, îl înțeleg perfect. Am trăit și eu așa luni întregi. În sfârșit, într-o zi, m-am ridicat la mine în birou, am închis ușa, mi-am pus capul într-un colț și am zis, Doamne, de ce mă doare atât de rău pe tine untru? De ce trăiesc apăsat de durere? Știți ce mi-a spus Domnul? Și ce a spus? Fiindcă mori, mi-a spus el. Moartea însoțită întotdeauna de durere. Mi-a mai zis, vrei să știi cum îți dai seama că ai murit? Am zis, cum îmi dau seama? El a spus, nu te mai doare, cei morți nu mai au dureri. Atunci m-am rugat îndată, Doamne, vrei să te grăbești, te rog, și să mă omor repede? Iată de ce înțeleg cuvintele, de ce durerea mea e continuă și rana mea de nevindecat? Ascultați acum ce spune el, să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă? Fii, atenție, atenție, Ieremia i-a vorbit așa Domnului, Gândiți-vă, băiete, păzea, nu-i așa? pa nu. Ieremia are o relație cu Dumnezeu și nu se plânge seminilor lui cu privire la Domnul. Pe Dumnezeu nu-L deranjează când mergem la El foarte direct și sincer. De fapt, El vrea să o facem. Când copiii mei sunt supărați, nu vreau să poarte supărare, ei vin la mine, dar trebuie să fie gata pentru răspunsul meu, care uneori nu e cel pe care le așteaptă ei, da? Iată de ce Dumnezeu e foarte supărat pe oamenii din Maleahi, dar nu era supărat pe Ieremia. El e foarte sincer, fiindcă iată cum îi răspunde Dumnezeu. De aceea așa vorbește Domnul lui Ieremia. Dacă te vei întoarce, cu alte cuvinte, nu te mai plânge și renunță la atitudinea greșită de neîncredere și disperare, îți voi da iarăși un loc al tihnei, liniștit și sigur, vei fi slujitorul meu și dacă vei despărți cei de preț de deci ce este josnic, Curățindu-ți inima de suspiciunile nedemne și neîntemeiate despre credincioșia lui Dumnezeu, vei fi gura mea. Vreau, deci, să lămurim lucrurile. Ieremia i-a vorbit în felul acesta direct lui Dumnezeu. În Maleahii oamenii se plângeau unii altora. Ați înțeles? Să ne întoarcem în maleahi, unde vreau să evidențiez din nou cele trei grupuri de oameni. Voi face o recapitulare. Sunteți gata? Ați spus lucruri îngrozitoare despre mine, zice domnul. Așadar, acesta este primul grup. Ei sunt cârtitorii. Nu, nu înțeleg. Domnul nu mi răspunde la rugăciuni. Nu știu la ce mă ajută să merg la biserică fiecare duminică. Nu știu de ce mai citesc cărți despre viața creștină. Cred că mă ajută mai mult să citesc o carte de dezvoltare personală de la Barnes Nobles, care nici măcar nu e scrisă de un creștin. Auziți asemenea cuvinte des, nu e așa? Ai spus lucruri grele despre mine, dar ei nu erau conștienți de ce făceau ce a spus greșit la adresa ta? Dumnezeu răspunde, a zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păsit poruncile lui sau am încercat să arătăm Domnului oștirilor că ne pare rău de păcatele noastre. Merge mai departe. De acum fericim pe cei trufași, pe oamenii care n-au un legământ cu Dumnezeu. Da, celor răi le merge bine, pentru că cei care fac răul se îmbogățesc, iar cei care îi se împotrivesc lui Dumnezeu, iar cei care îl îndrăznesc să le spitească pe Dumnezeu, nu suferă niciun rău. Să citim în continuare. Apoi, Urmează al treilea grup. Ei sunt tot credincioși. Primul grup era al credincioșilor cârtitori, al treilea e al credincioșilor care s-au temut de Domnul. A ne teme de Domnul nu înseamnă că ne-i groază de El, ci că ne-i groază să fim departe de El. Când vă temeți de El, îi acordați reverența, respectul cel mai profund. Tremurați înaintea Lui, pentru că îl respectați atât de mult, nu-i așa? Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Despre ce anume? Despre cuvântul Domnului. Ei rostesc promisiunile, cântă cântări frumoase de închinare la adresa lui. Ei trec prin aceleași lupte ca și cârtitorii, dar răspunsul lor este diferit. Răspunsul lor stă în meditare la cuvânt, în rostirea cuvântului și a promisiunilor făcute de Dumnezeu. Știu că Dumnezeu e credincios, El va interveni. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a ascultat ce au spus. În prezența lui a fost scrisă o carte de aducere a minte ca să consemneze numele celor care s-au temut de el. El consemnează totul. v Vasales, ales? v ales? Ei vor merge înainte. El va fi un profet al meu, ca Ilie. O, ea e o imitoare. Va fi un profet al meu, ca Ilie. Dumnezeu consemnează totul, da? ca să consemneze numele celor care s-au temut de el și care s-au gândit întotdeauna la onoarea numelui său. Ei nu se plâng, ci se gândesc la onoarea numelui lui Dumnezeu. Observați faptul acesta? E deosebit ce urmează. Iată ce se întâmplă când Dumnezeu scrie toate aceste nume. Ei vor fi poporul meu, spune Domnul Oștirilor, în ziua când voi judeca. Nu uitați, judecata începe din casa Domnului. Ei vor fi comoara mea deosebită. Ce promisiune! Și eu vreau să fiu o asemenea comoară deosebită a lui Dumnezeu. Toată lumea vrea. Îi voi cruța cum cruță un tată pe copilul lui ascultător, pe copilul care își onorează tatăl. Priviți ce cuvinte uimitoare urmează. Apoi, după ce Dumnezeu ia hotărârea în casa Domnului, veți vedea din nou deosebirea dintre cel de și cel rău. Cu alte cuvinte, până atunci era greu de diferențiat. Când am Mike a profețit despre biserica zilor din urmă, știți ce a spus? Îi văd pe cei neprihăniți și pe cei răi, închinându-se împreună Domnului în aceeași clădire. Cu alte cuvinte, înainte de rafinare, nu se observă deosebirea dintre cei neprihăniți și cei răi. Apoi, adică după rafinare, cea care scoate la lumină ce este înăuntru, nu-i așa? Focul face șerpii să iasă din ascunzișuri. Știați asta? Apoi, veți vedea din nou deosebirea dintre cel de prihăni și cel rău. Altfel spus, ea nu se putea vedea înainte de foc. Dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Citiți mai departe textul e deosebit. Ajungem acum la capitolul 4. Domnul oștirilor zice, vine ziua judecății. Nu uitați cea a deciziei care arde ca un cuptor. să o clipă. Aceasta este ziua judecății celor răi. Îmi pare rău. Vine ziua judecății care arde ca un cuptor, ca un furnal. În ziua aceea, cei trufași și răi Aici este vorba despre grupul al doilea, oamenii care nu-L pe Domnul și care chiar îl ispitesc, cei trufași și răi vor arde ca nu îi veți mai vedea. Cu alte cuvinte, ei nu vor mai fi cei care prosperă, care sunt fericiți. Vor fi mistuiți cu rădăcini și ramuri cu tot. Priviți mai departe. Dar cei ce se tem de numele meu, cine sunt aceștia? Cei care au trecut prin pustie, prin încercare și rafinare, dar care au vorbit între ei despre promisiunile lui Dumnezeu, își amintesc onoarea numelui Său, dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămădoirea va fi sub aripile Lui. E vorba despre noi, cei care trecem prin tot procesul rafinării. Veți ieși și veți sări ca vițeii care merg la pășune. Veți ieși și veți sări ca vițeii care merg la pășune. În ziua când voi lucra, în ziua aceea când voi lucra, veți călca în picioare pe cei răi ca pe praful de sub tălpile voastre, zice Domnul Oștirilor. Acestea sunt lucrurile profețite că se vor întâmpla în următorii ani. Eu sunt gata pentru ele, dar voi? Ca să continuăm cu cuvintele spuse de Iov, vă amintiți ce am afirmat în lecția trecută? Am prețuit cuvintele tale mai mult decât rana. Iată ce spune mai departe. Piciorul meu s-a ținut pe pașii lui. Pot să spun ceva cu privire la Iov? La început a zis, nu îl blestem pe Dumnezeu. Soția lui l-a îndemnat, blestem l pe Dumnezeu și mori, nu? Dar apoi, cu cât s-a prelungit durerea, cu atât s-a plâns mai mult. Dar Dumnezeu a văzut că Iov, deși se plângea, continua să-i fie foarte credincios, chiar dacă despre ziua în care s-a născut. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui, am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor lui, cu toate că trecuse prin atâtea și pierduse totul. Am prețuit cuvintele gurii lui mai mult decât hrana. Aceasta este purtarea potrivită în mijlocul rafinării. Cei care se tem de Domnul au vorbit unii cu alții. Așa ne purtăm în procesul rafinării, da? Da? Nu ne plângem. Primul grup pe care vi l-am arătat sunt creștinii care cărtesc. Apoi, grupul al treilea sunt creștinii care se tem de Domnul. Ne dorim să facem parte din grupul al treilea. Puteți spune amin? Acum, revenim în final la cuvintele lui Petru. Această rafinare din viața voastră vă va aduce multă laudă, slavă și onoare în ziua în care Isus Hristos se va arăta lumii.